niciodată. Un mare meșter tâmplar, pe numele său de Cireaș. Și în atelierul acestui meșter tâmplar a apărut din senin o bucată de lemn. Năzdrăvană? Tata! Sau nu? Rămâne de văzut. Ia uite! Tocmai bună pentru scaunul meu. Trebuie să fac un picior de lemn. Da. Hai să vedem. Cum se comportă? Yes. Vai! Nu dă bine că mă doare! Ce semnă că mi s-a părut? E cineva aici? Arată-te! Știu sigur că te ascunzi pe aici. Sigur am auzit o voce de copil. Nu? Stai așa. Aici sunt numai eu și bușteanul ăsta. Pe semne că s-a ascuns aici. Ia stai că-ți arăt puțin. Nimic. Nimica. Stai așa. Ia-s-o! Ei, mușma, stâmpără-te că mă găsi! Asta-i bună! Da, cine-i? Gepetto! Intră, Gepetto! Gepetto? Căruia copiii îi spuneau mămăliguță, datorită faptului că te plăcea mămăliguța, dar să vă zic un secret. Numai că îi plăcea mămăliguța. N-avea bani de pâine să-și cumpere o pâine. Tare se mai furia mămăliguță când își auzea porecla de mămăliguță. Meștere Cireașă! Hei, Gepetto! Ce faci? Bine, de am venit! De mai fost pe la mine. Da. Am venit să cumpăr o bucată de lemn de la tine. Serios? O bucată de lemn cum nu s-a mai pomenit până acum, dar să fac din ea o păpușă care să zburde, să danseze și să se dea tumba. De ce să faci? Să se dea tumba! Bravo, mămăliguță! Nu ai zis? Nu eu. Ai zis, mămăliguță? Nu eu. Și știi foarte bine că nu-mi place să mi se zică mămăliguță. E, lasă că ți-ar devină un coace, foșorogule. Da, așa. E, nu-mi coace, așa, arăt eu. Stai așa, uite, am pentru tine o bucată de lemn. Ai pentru mine o bucată de lemn. Stai așa, să mă uite-o pe aici. Știu sigur că aveam o bucată de lemn. Uite, ce zici de asta? Ți-aș da o bucuros. Bucuros? Da. Bine, lemn. Așa îți dăruiești tu lucrurile? Nu eu! Nu eu, pe cuvântul! Stai că ți-ar arăt, ți-ai gândit cum face! Stai așa! Ia ușor! Stai să facem pace! Facem pace! Uite, îți dau bucata asta de lemn, pe gratis! Pe gratis? Gratis, sigur, pe gratis! Și este special! Este special! Da, zic să facem pace! Dar care și-o naș, care... Hai că... Aș vrea să îmi ieși. Da, bine. Mulțumesc, meștere Cireaș. Mulțumesc. Să faci o păpușă pe aici. La revedere, meștere Cireaș. La revedere. Iată o bucată bună de lemn. Am să fac din ea o păpușă cum nu s-a mai pomenit până acum. Da. Cum se zic la păpușă? Lemnilă?
răcilă. Mm, dar asta este o bucată de pin. Și parcă are și doi ochi, nu? Pinocchio, adică un pin cu ochi, adică? Pinocchio! Așa am să-i zic. Numele de Pinocchio. Nu te rog așa, stai așa că ți-arăt de ce. Așa, am să fac din tine o păpușă cum nu s-a mai pomenit până acum. O păpușă pe care să iubească toți copiii. Așa, și să te cheme Pinocchio. Și cu tine am să coin lumea și am să-mi câștig pâinea în sfârșit. Așa. Bravo, Pinocchio! N-are cum să-i fie foame. Așa? Da? Bine, atunci nu-mi e foame. Nu ți-e foame. Tată? Da. O să fiu un băiat cu minte sfătătuiesc. Așa să fie, da. Și o să merg și la școală, de vrei. Să mergi tu la școală? Da, tată. Ce să, ce să faci tu la școală? Să învăț, tată. Să înveți? Da. Bine. Și o să învăț și un meșteșug. Ca să fiu mângâiere și sprijin la bătrânețile dumitale. O, dragă, tată, băiețaș. Uite, chiar acum îmi vine să plec. Da? Da. Dar pentru asta, pentru asta îmi trebuie un abecedar. Un abecedar? Da. Dar nu avem bani de abecedar, noi copilași. Nu! Vreau un abecedar, vreau un abecedar. Oh, gata. Tocmai mi-am adus aminte că avem un abecedar de la Ciriașe. Uite, poftim un abecedar. Așa, să-ți montezi aici, așa, la frumos. Așa, bine. Mulțumesc, tată. La revedere, copilul meu. La revedere. Am plecat la școală, tată. Să fii cu mine, să nu te abazi într-un, da? Da, la revedere. Thank you.
Ai, ai bani? Nu am niciun ban. Păi atunci am luat la teama. Vă rog, senior, dacă pot să intru să văd și eu spectacolul. Bine, eu văd că e o cărticică acolo. Ce fel de cărticică e? E un abecedar mai vechi. Un abecedar? Ia, da. Dă-l încoace să-l văd. Bine, signore. Da, e bun. Hai, ia un loc în primul rând. Te așteaptă să înceapă spectacul, da? Da. În liniște? Da. Bravo, se cheamă teatru! Lume, lume! Compania Mascalțini vă prezintă un spectacol de excepțiune. Un spectacol de păpuși cu Tontarella și Tontolini. Ascultă-mă, tonterii, voi, voi, ai văzut vaca la piață, văd? Care-i, care-i vaca? Vaca aia care mi-a dat toată dimineață. Vaca, vaca aia care mi-a dat toată dimineață? Da, exact, am impresia că vaca am băut. Repede, scoate banii, că asta nu știu ce se întâmplă. Cum, păi, dacă banii am băut, cum să mai scot banii? Hai, repede, că-mi fierbe oala de ciorbă pe foc și hai. Și să-ți fierbe oala, să-ți careva să zic că ei stai la țară te stai așa că 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 A zis cineva, Gepetto! Oh! Păi pe Gepetto eu știu! Gepetto lucra cu noi! Da, da! Gepetto este tatăl meu! Și să el... știți da? Că este un om bun, dar sărac! Și el te-a construit? Da! Păi eu știu pe Gepetto de mare meșter păpușar! Ia, dansează-mi ceva să văd de ce-i stare Gepetto! Ia, hai, dansează ceva! Multă plăcere, signore! Foarte bine! Bravo! Mulțumesc! Bravo! Văd că dansezi foarte bine! Și meșterul Gepetto a făcut din tine o păpușă minunată! Da! Ia de aici un ban de aur! Wow! Și să te duci neapărat la Gepetto să-i dai, da? Și să-i transmiți multă, multă sănătate din partea mea! Hai! La revedere! O companie de teatru Mascalțini vă prezintă un spectacol de secțiune! Un spectacol de bambini, Don Bartoleu! Mai mulți bănuți de aur! Cum adică?
Uite, zi tu! Lasă-mă. Știu eu, țara neghiobilor. Și acolo se află câmpia minunilor. Ui, bă, nu sunt unde aur așa. Da. Așa. Și lângă o. Așa. Și pui puțin apă de izvor. Așa. Așa. A doua zi vei scoate de acolo 100 de mănuși de auri. Și o să devii un om bogat? Da, cum să vă, da. Pot să vin și eu cu voi? Dar cum să nu? Haide, chiar acum îți arătăm unde stă câmpia minunilor. Haide, tu noi, hai. Hai să mergem. Hai să mergem. Să mergem. Hai. Thank you.
auzit ceva? Cine tată! Ești? Tată, aici sunt! Tată! Cine? Atâta vreme a trecut că nici nu mă mai recunoști! Pinocchio! Eu, băițelul tău răsfățat! Pinocchio, tu ești Pinocchio! Da, tată! Ce bine că ne-am găsit! Stai să te văd mai aproape, vino aici! Vino aici să te văd mai aproape! Ești chiar tu, Pinocchio! Eu sunt, tată, eu sunt! Băiețelul meu! Da! Hai mai încoace! Hai, așa! Am atâtea să-ți povestesc! Da! Ce s-a întâmplat? Să vezi, am avut încredere! Dar m-am înșelat, mi-au furat bănuțul, tată. Și m-am întâlnit și Cosina, care m-a ajutat. A ajutat în toată călătoria mea. Ce bine că te-am regăsit, tată. Pinocchio, dacă ai ști cât te-am căutat. Am vrut să trec pe cealaltă parte a mării și uite, o balenă m-a înghițit. Și da, suntem aici, să chestrați pentru toată viața, mai putem ieși de aici. Tată, am să te salvez eu. Nu să mă salvezi? Da, tată. Dar cum s-ar putea una ca asta? Sunt o pomișă de lemn și pot să puteți deasupra mării. Ține-te după mine, tată! Hai să încercăm să notăm! Hai să ieșim cu balena! Să încercăm! Da. Așteaptă-mă! Da. Hai! Gata, am ieșit din balena, tată! Încet! Încet! Să notăm! Da! Să notăm, tată! Încet! Ține-te după mine! Stai așa! Pinocchio! Sunt aici, da? Să mă țin bine! Să notăm, Pinocchio! Să notăm, da? Hai că mai avem un pic la țără! În partea asta! Mă iau un val, Pinocchio! Tată! Tată! Ține-mă! Ai grijă, tată! Ține-te de mine! O să reușim, Pinocchio! Hai că mai avem puțin! Să notăm! În mare, Pinocchio! Da! Mai avem puțin! Am reușit, Pinocchio! Da! Am reușit, tată! Hai, Pinocchio, îți mulțumesc! Pinocchio! Îți iert toate strângările de până azi și pentru inima ta bună o să te vii de azi încolo un băiat adevărat, să fii cu minte și să-ți asculți tatăl, să rămâneți cu bine. La revedere, Pinocchio! La revedere, Zână! La revedere, Zână! Îți mulțumesc că m-ai ajutat! Hai, Pinocchio! Da. Hai, Pinocchio, să mergem acasă! Să mergem acasă, tată! De azi încolo vei fi un băiat adevărat! Da, tată! În carne și oase! Hai, Pinocchio, să mergem! Să mergem, tată! Da. Și să nu mă mai minți! Pinocchio, niciodată, Pinocchio, da? Nu, tată, să crească nas! Așa, Pinocchio! Și o să fiți fericiți, Pinocchio! Da, o să mergem acasă! Thank you.
Thank you.